Am construit în lună și m-am întâi de casa de o bordură acolo și am căzut. Și în momentul în care am căzut, n-am mai ținut cont că am stupul. Bine că nu era cu albine. Da. Și la mine i-am dat drumul, dar ca să nu mă duc cu, cu fața așa, am pus mâna. Da. Din instinct, pur și simplu. Și m-am fisurat. Așa că lucrăm într-o mână. Antrenamentul meu e mic un pic. Da. Da. Că asta nu înseamnă că nu gândim la fel. Da. Că la, la capul meu vă vin, nu? Și totul depinde de Iisus, comanda Iisus. Da. Uite, Stefania, ieșiți-o este de așa. Ăsta care ne-am dat bătaie de cap la cea trecută, să ne spunem prietenilor, știi? Da. Că ieșitul acesta a fost unul din primul foarte, foarte frumos și că ne-a propus să facem. Ăsta este secretul, când ceva nu se merge, nu renunți. Stai cu el în priză, nu se știe. Știi când a fost? Hai să spun eu, acum când vedeam pe tine. Deci el a stat acolo în stadiul ăsta latent și când acum am plecat spre tine, pe drum, mi-a venit o idee. Să vezi ce frumoasă este. Te întreb cum se întâmplă chestia asta? Da. Nu știu. Deci n-am mai explicație. Deci n-am mai explicație. M-am mai gândit la el. De ieri, nu? Ieri, la mine. Așa, de ieri m-am mai gândit la ieri, dar nu. Mi-am stat. Și m-au de dat, fac, s-o prin lumină. De asta este fenomenul, s-a prins lumină. Da? Îți dorești tu să fie așa? Da. Dar să știi că se întâmplă asta după un timp de exercițiu. Adică, te obișnuiești cu o formă de tenacitate, așa, de dorință de a rezolva. Și îți aparține, nu te mai părăsește. Și el se învârte așa acolo, pe orbite. Și o dată, pac! Da? Face viața. Deci, să se, se conserve ora, exact cum urmă de 3 ori, unde am pus 48. Pentru mine, egal cu 20, nu, nu este pătrat perfect. Apoi determinați pe mine așa încât a să fie pătrat perfect. Asta e drumul la cameră? Că da. Ia să văd. După ce cam întârziați? Da, să înregistrați. Deci, să zicem așa. Ești de acord cu următorul? Că 1 ori 2 e cuprins între 1 la pătrat și 2 la pătrat. Da. Că 3 ori 4 e cuprins între 3 la 2 și 4 la 2. Uite ce șmecherii fac. Adică 3 ori 4 e cuprins între ăsta mai mic la pătrat, da, și cel mai mare la pătrat. Da. Da? Da, adică următorul ori ar fi 4... 5 ori 6. 5 ori 6. E cuprins între... Între 5 la 2, da, și 6 la 2. Corect. Încercăm cu oricine. 5 la 6 la 30, pe 6 la 25, pe 6 la 36. Da. Apoi? 7 ori 8. Echipreță între 7 la 2 și 8 la 2. Și așa mai departe, 5 puse. 19 ori 20. Știi, ca așa avem acolo, 19 ori 20, da, pentru punctual. Pentru punctual. Da. Că zice că pentru noi e egal cu 20, da? Deci la 20 ne oprim. Da. E cuprins între... Între 19 la 2 și 20 la 2. Clar. Și acum, trag linie și le mulțim membru cu membru. Adică ăștia din stânga, este în stânga, mai mic decât ăștia din dreapta și cealaltă. Da? Membru cu membru al tuturor, sunt aici dupli inegalități, se pare.
unu e mai bine decât unul, doi, mai bine decât la Doamne. Și acolo că ne mulțim, mulțim așa, toată partea asta, mai mică decât toată partea asta din interior, mai mică decât toată partea asta din drept. Da. Adică ar trebui să-mi mic destul. Unu la doua. Pum, da, perfect, ori? Ori trei la doua, ori cinci la doua, ori 15 la 2, ori 19 la 2, mai mic decât 1, care a calculat? 1, 2, nu, 1, 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 19, ori 20. Așa, ori 20. Mai mic decât 2 la 2, ori 4 la 2, ori 7 la 2, ori 8 la 2, ori 15, ori 20 la 2. Corect. Deci toate numele mulțite de la 1 până la 20 sunt cuprinse, hai să spunem așa, deci 1 ori 2 ori 15 ori 19 ori 20. Produsul ăsta este cuprins între, aici încă toate sunt la 2, o să zici unor 3, ori 5, ori 19 pentru la pătrat. Nu, că fiecare la pătrat aici. Da. În partea strângă aici. Da, înțeles. Deci 1, ori 3, ori 5. Ori 5, ori 19, totul la 2. Corect. În partea cealaltă, 2, ori 4, ori 6, ori 15, ori 20, totul la 2. Corect. Dar fiindcă a fost scos la a doua, e limpede, de a fi corect așa, da? Și acum, să adunăm un 48 peste tot. Da, și o să vină 1, sunt așa, cât sunt oare până la 20 din 32?
numărul terminilor, să știi cum făceam, scădeam din 20 pe 2. 2, da. Făceam 8, împărțim la 2. La 2, 9, plus 1. Sunt 10. 10, sunt 10 termeni. Da? Sunt 10 termeni, deci vine 2 la 10. Deci 2 la 10, pe lângă 1, ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, ori 10. Vezi? Totul la puterea a 10, totul la puterea... Dar nu era ori 20? Nu, că pe 20 l-am scris ca fiind 10. Da? E bine, nu? Deci 1 ori 2 ori 3 ori 10. Plus 48. La a doua, nu? Da. A doua plus 48. Bun. Până aici este perfect. Acum, și bucata asta, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, ori 11, ori 12, nu. Aici e 1, ori 3, ori 5, ori 7. Deci 1, ori 3, ori 5, 2, 3, ori 4, până la 10, da? Deci nu e pe toți, nu-i bine să umplăm acolo, pentru că doar o bucată ar fi prinsă. În concluzie, se sizăm următorul lucru, că numărul A este cuprins într-un număr foarte mare la pătrat. Și în plus un 48, care îmi influențează de puțin. Și un alt număr foarte mare la pătrat. Plus 48. Plus 48. Și mai are și 2. Și are și 2 la 10. Înseamnă că el nu are nicio șansă să fie pătrat perfect. Deci nu are nicio șansă să fie pătrat perfect, pentru că el este cuprins între aceste două numere care ar părea că sunt consecutive ca pătrate perfecte, cum am văzut noi până aici. Dar ăsta este un minorant care, iată, niciunul nu este pătrat perfect din cauza că se modifică cu 48, da? Și la fel și celălalt de dreapta. În concluzie, nu are cum să fie pătrat perfect prins între aceste două valori. În clipa asta, am găsit, am arătat clar că nu este A pătrat perfect, da? Nu este pătrat perfect. Pentru el, cât este el încât să fie pătrat perfect, ideea este aceea. Noi am făcut asta, am dat el valoarea 1 și s-a descoperit. Da. Deci pentru el e egal cu un atât de pătrat perfect. Deci pentru el e egal cu 1, A apare A egal cu 1, că dacă nu e 1, chiar la ce putem să primul, da? Plus 48, care face 49 și egal cu 6 la 2. Și atunci este singura valoare pentru care este pătrat perfect. Deci, poanta a fost aici, că 1 ori 2 este cuprins între 1 pătrat și 2 pătrat. 3 ori 4 între 3 pătrat și 4 pătrat. 5 ori 6, 5 pătrat și 6 pătrat, da? Și le-am mulțit membru cu membru. De ce le-am mulțit? Ca să apară 1 ori 2, 3 ori 4, 5 ori 6, ori 6, ori 7, ori 8, ori 9, da? Până la 20. Și el să fie cuprins în stânga, da? Între un număr care e pătrat perfect și cel de dreapta, un alt pătrat perfect, fiindcă al doilea este acolo. Și atunci, el aici nu este pătrat perfect, fiindcă sunt însă două pătrate perfecte care îl cadrează pe el, stânga și dreapta. Și transat cu 48, nu are șansă să fie pătrat perfect. Bun, asta a fost exercițiu, iată l-am făcut. Rămâne să-ți transferă pentru situațiile care vor veni mai târziu, în alte exerciții, starea asta de spirit pe care te faci și tu, dorința de a-l face, te joci, te plimbi pe stradă, nu știu ce, n-ai nicio treabă, și el se vârte acolo. Te pui în priză pe exerciții, și deodată te oprești din joc sau ție, din activitatea aceea, opa, a făcut exerciții. Așa te gândesc. Repet? Ți-am zis și uneori mi s-a întâmplat să și visez și prin vis l-am rezolvat. Ce-ți vedea?
Vizitele astea nu puteți să aveți. Cine recomandă? Și eu mi-ar dori să fac toate chestiile prin vis. Da? Pentru. Faptul că mă preocupă atât de mult chestiunea aceea, nu pot părăsi. Da. Hai să vedem acum tema. Să vedem, dacă le-ai făcut până acolo. Dacă le-ai făcut până acolo tu. Da, că sunt ușoare. Da? Da? Și era acolo undeva unde e chestiune mai interesantă, nu? Da. Bine. Deci testul care? Testul doi. Bun. Deci testul 2. Testul 2. Și vrei din testul 2 ceva care îți place ție, da? A patra sau a treia, câte este? A cincea. A cincea. Deci, chestiunea a cincea. Ia mă zic să fie soma egală cu. Fie S egală cu. 1 plus 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus 3 la 3 plus 5 la 3 plus 3 la 80. Da. Și punctul A. Zice, să arătăm că soma se divide la 13. Că yes, se divide 3 de 4, nu? Da? La 13. Da? Punctul B. Demonstrat că 2 ori S este mai mare decât 27 la 27. Demonstrat că 2 ori S este mai mare decât 27 la 27. 27 la 27. Minus 9. Minus la bază. Da. Minus 9. Da. Știi ce trebuie să fac eu acum? Să nu? Nu. În momentul ăsta trebuie să trag de tine. Ah, da. Să vii tu cu o idee. Da? Să vii tu cu o idee. În timpul ăsta și eu stau și mă gândesc, da, zic, ca să mă pot apropia de exercițiu, spun, Stefania, nu ai tu o idee? Da, Stefania. Bani! Mă gândesc că putem să dăm ceva în factor comun de la 13. De la 3 încolo. Ah, să apară 13. Da. Foarte tare. Adică 13 are ca divizor pe 13 și... Pe el însuși. Da. N-are ca divizor, asta e povestea. Păi da. Fii atentă! Eu fără să-mi dau seama, am făcut liniștiu. Ia-mi 1 și cu 3, 4 și cu 9. 13. Excepțional. Așa, avem 13 plus. Și acum iar fac o echipare de 3. Da. Adică ar fi 3 la 3, ar fi 3 la 4. 3 la 4, a fost 3 la 5. Și vine 3 la 4. 3 la 3 ați fac un factor comun. Da, pe lângă 3 la 3-a. Adică pe lângă 3 la 1 la 3. Nu, 1 plus. 1 plus. 1 plus 3 la... Nu, 3 la 1. Că l-ați spus 3 la 3, 4. Așa, da, și plus 3 la 2. Care face câți? 13. Că este așa de la început. Da, și după și tot așa, tot așa, 13, 13. Sper să fie un număr, să se împartă la, câte 3, câte 3 vreau eu acolo, nu? Aici trebuie să fim foarte atenți. Că vezi, facem echipaje de 3. Da. Sigur, la 3 la 8, 10 este? Mai multe de odată. Da. Nu-mi place. Da. Eu sunt, totuși, curajos. Și vreau să cred că sunt echipe de câte 3 până la sfârșit. Vreau să cred. Că aici am 3 la 0, aș putea să pun eu de 1 aici. Și 0, 1, 2, 3 până la 80. Câți termeni sunt la 0, 1, 2, 3 până la 80? La 0, 1, 2, 3 până la 80,
81. 81? Deci, așa, că și 0. 81 se împarte la 3? Da, că sunt mai cifrelor. Simpatic, 81 face 9. Da. Excepțional. Excepțional, sunt sigur acum. Sigur sunt că sunt echipaje de câte 3. Pornim? Pornim, da? Da. Așa. Deci, yes. Deci, de cap. 1 plus 3 plus 3 la a doua. O echipă. Plus. Din următorii 3, adică din 3 la 3, 3 la 4 și 3 la 5, scoatem un factor comun pe 3 la 3. Așa, că îl dăm în factorul 1, 3 la 6, pe lângă. 3 la 6, pe lângă. 1 plus 3 la 3 plus 3 la 2. Aspect. Plus, cum să spun? Hai să mai dăm pe 1 ca să ne convingi, că nu știm. Bine. 3 la a 9. Foarte bine. 3 la a 9. Pe lângă 1 plus 3 la 3. Ultimii trei. Ultimii. Vine 77. 78, cred eu. Da, 78. 7, vine 71, 79 și 80. Deci 73 la 78. Pe lângă 1, 2, 3, plus 3 la 2. Exact. Egal cu. Egal cu. Cât faci de aici toată asta? 13. Deci 13 peste tot, scoate în plan. Vine 13 plus 13 pe lângă. Nu, 13 pe lângă, deodată. Și cu 13? Nu, nu, că intra... A, da. Deci 13 un lucru. Da. Și vine 1 pe 1 plus 3 la 3 plus 3 la 6 plus 3 la 9 plus 11 plus 3 la 78. Și am arătat că se divide la 13. Da. Am arătat. Deci yes, yes se divide la 13. Dar am găsit pe 13 și facem bun. Da. Mai ne uităm un pic la aia, că a fost fain de tot. Deci cum a fost aici ideea, ca să înțelegem bine? A fost inspirația asta. Asta e moment de inspirație. Că ăștia 3, atunci să fac 13. Că autorul a făcut grijă să ne dea un număr de termeni, că se împartă la 3, să facem echipe de 3. Da. Că dacă nu ne dădea 81 de termeni sau... Deci multiplu de 3, asta e esențial. Da. Frumos, nu? Da. Merge mai departe. Deci acum, avem o stare de spirit diferită de cea care nu ne merge ieșiți. Deci, parcă putești așa și ai curaj să te apuci de altă lumea. De două ori S, ar trebui să-l calculăm pe S. Nu? Yeah. Adică să calculăm suma asta. Ia să încercăm să o calculăm. Deci, noi am arătat că S se divide la 13, am făcut punctul A, să-l calculăm pe S. Dacă ai vreo idee, să lăsăm pe unul de o parte. Da, să lăsăm pe unul de o parte. Plus, din rest, să dăm pe... Factor comun de 3 la... 3 la 3, atât. Deci, da. 3 la 3. Deci 3 pe lângă.
plus 3 la 1 plus 3 la 2 plus 3 la 3 se compune plus 3 la 79. Right. Acum... Ne-am putea în paranteza asta să și la suma dată la ce. Să facem chiar suma toată de sus, iar ne lipsim ăsta ce are? 3 la 3. 3 la... Nu, este 3 la 3. 3 la 80. 3 la... Noi ziceam să adunăm cu 3 la 3. Păi este 3 la 3. Vezi? Este aici. Bucata toată este la început de timp. După ce am scos pe 3 în față. Este bucata 1 plus 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 și așa mai departe. Știi ce n-am eu? N-am pus la maghiera, vezi? Cred că ca să se audă, trebuie să la valerea cu suma mai cu suma. Ne-a lăsat camera. Hai să facem și asta. Uite-te tu, deja adunăm și să vedem ce ai spus. Adunăm și scădem în 3 la 80. Exact. Deci 3 la 80. Și... Și... Atunci o să vină suma egal cu 1 plus 3 pe lângă 1 plus 3 la 3 plus 3 la 2 plus puncte puncte plus 3 la 79 plus 3 la 80 minus 3 la 80. Excelent! Excellent. Și acum vedem că minus 3 la 80 nu mai are rost și avem nu, nu, are, 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 are. Da, notez toată bucata aceea. Așa, notăm toată bucata asta cu A. Să, că îi sunt de sus. Da. Așa. Și o să vină. Este egal. Este egal cu 1 plus 3 ori S minus 3 la 80. Acum, o să... Desfacem paranteza, distributivitatea. Deci am apărut așa după ce cu turma de pe asta. Îți vei avea prietenii noștri au auzit. Yes, egal cu 1 plus 3 pe lângă yes minus 3 la 80 și la 80. Da, 3 la 80, da. Bine? Da. Și echivalent. Și echivalent cu S egal cu 4. Nu. No. Nu poți face adunarea, că aici e mulțime. A, e mulțime. Trebuie să-ți face paranteza. Deci 1 plus 3 ori S. 3 ori S plus... Minus, minus, că e minus, fiindcă e minus aici. E 3 ori... Da. Da? Deci minus 3 la cât a? 3 ori 81. Că e 3 la 3 ori 3 la 80. O pierd baza și avem exponenții, da? Așa că... scădem un S din ambii membri. Da. E în sus. Și atunci o să vină 1... Nu, 0. 0, 0, 0. 0 e la 1. Plus cât? Nu. 1 plus câți de ani de S? Că aici eu, când am scăzut un S din 3 S, cât o mai mult? 2 ori. Așa. Deci 1 plus 2 S. Minus 3 la 81. Minus 3 la puterea 81. Acum... 3 la 81. Adunăm 3 la 81 peste tot. 3 la 80. Și apare... Și apare 0. Plus 3 la 81. A, 3 la 81. 3 la 81. Egal cu 1 plus 2 la 0. Așa. 1 plus 2 la 0. Invers să vedem egalitatea. 2 la 0. 2 la 0 plus 1. Egal cu 3 la 81. 3 la 81. Și atât. Atât putem zice. Dar 3 la 81 cum ar mai putem scrie? Pe 81? 3 ori 2, 7, 81. 3
3 ori 27 fac 81, nu e vezi dacă iau pe dreptate. 3 mulțit cu 27, sau 27 mulțit cu 3. 72. Da. Așadar, egal mai din față, cu 3 la puterea 3, ori 81. Sau 3 la 3, tot la 81. Sau egal mai din față, cu 3 la... Nu, la 81, la 27. Da, da. Că 3 la 27 a făcut 81, da. Da? Și vine 3 la 3. 3 la 27. Și egal cu? Egal cu 2 ori. Da, 3 la 3 cât face? 9. 3 la 3? 27. 27. Face 27 la 27. Deci ce am găsit în noi? Că 2 sunt plus 1. Hai să suntem noi. Da, 2. Plus 1 egal. Egal cu 27 la 27. Atât. 27 la 27. Da. Adică... Acolo e minus 1 sau minus 9? E, 9 minus, e minus 9. Bun. Atunci 2 se egal cu 27 la 27 minus 1. Că după o împarte și cealaltă, nu? Sau scădem un număr. Deci vine că 2 se egal. 2 se egal cu 27 la 27 minus 1. La 27 minus 1. Acum putem... Eu zic că e mai mare decât 27. La 27 scăzut 9. Că dacă ești scad numai unul și dincolo, din el scad 9, nu devine mai mic? Deci dintr-un număr, scazi pe 1. Hai să zicem din 15. 15 fără 1, face 14. Dar 15 fără 9, face 6. Da? Deci este un număr? E bine, e corect, nu ideea care vreau să o pun eu în evidență. Deci, în clipa asta, pot să spun că 2S e mai mare. 2S e mai mare decât 27 la 27 minus 9. Așa. Excelent! Putea să zic minus 2 și minus 3 și minus 4. Minus, din la minus 1 încolo să scadă. Da. Tot așa de adevărate. Da. Ștefania, nu știu dacă ți-am transmis bucuria mea, acum, dar eu mai insist. Reușita noastră de sus ne-a condus rapid spre o idee de rezolvare. Deci vezi starea de bine care s-a instalat, a părut, ne-a permis să primim cu foarte multă încredere în ghișiuții și la punctul B. Și arată așa, arată să 2S e mai mare ca valoare decât 27 la 27 minus 9. Noi am zis, obținem ce ghișiu ăsta ca valoare. Și ideea a părut repede să scoatem un 3 în factor și observăm că după ce am scos pe 3 în factor din bucata asta, de s-a putut scoate, în paranteză, ne-am dus până la 3 la 79, ne mai, ca să fie S-ul de la început, dar ne mai trebuie un 3 la 80, chiar să sfârșesc la 3 la 80. Aici față este 3 la 79, să înțelegi, nu? Da. 3 la 79. Ne mai trebuie un 3 la 80 și am asumit așa scăzut. S-a făcut S-ul până la 3 la 80 și atunci S egal cu 1 plus 3, pe lângă S minus 3 la 80, am aplicat distributivitatea, dacă ar fi fost un plus, plus ar fi fost aici, dacă e cu minus, minus. Da? Distributivitatea lucrează la fel. Și a apărut S egal cu 1 plus 3S minus 3 la 80, 3 la 81. Da? 3 la 81. Am scăzut un S. Puteam să privim toată asta egalitatea invers. Egală cu S. Și atunci, ori așa, ori am privit-o mai invers, mai târziu am întors-o, egalitatea. Am scăzut un S din ambele membri. Și o rămas aici, dacă S minus 0,
Da? 0 egal cu... plus 2 ori 1 minus 3 la 81. Corect. 0 ne-am scris eu ore. Acolo. 0 egal cu 1 plus 2 ori 1 minus 3 la 81. Și am adunat tot în 3 la 81, ca și cum spui tu, cum spui tu de fapt, că tu ești în partea cealaltă, tu ești schimbat. Da. Dar eu nu pot spune la clasa a 5-a, a 6-a acum, lucrul acesta. Și atunci eu zic, adunăm în ambii membri cu semnul opus ăla, ca să facă 0 aici. Da. Că 3 la 81 minus 3 la 81 face 0. Atunci vine 3 la 81, nu e egal cu 1 plus 2 sunt. Citim egalitatea, acum o citim, putem să o citim de la început, 1, 2, S plus 1 egal, formidabil, apare 2 S. Tocmai de el nu avem noi nevoie. De 2 S trebuie să spunem că mai mare decât nu știi cineva, da? Deci acum 2 S, aici, aici chiar am venea să scot o închiuri de bucurie că a apărut 2 S. Da. Da? De când am scăzut din 3 S pe 1 S, mi-a apărut 2 S. Da? 2 S plus 1 egal cu 3 la 81. 3 la 81 puteți zice 3 la a 3 la 7. Adică 27 la 27, cum spune exercițiu, ne-am apropiat cât se poate de tare de exercițiu. Iată, 2 S egal cu 27 la plus 1 egal cu 27 la 27. Scăzut 1. Și vin 2 S egal cu 27 la 27 minus 1. Că sigur să fie mai că scap pe 9. Dacă scădeam pe 2, pe 3, pe 4, pe 5, oricât, pe orice număr scad din el, mai mare decât 1, el devine mai mic. Nu? Că dacă scad din el mai mult, devine mai mic. Iată că 2 S, de aici 2 S, e mai mare decât 26 la 27 minus 9. Sper că ți-am văzut. Da? Ce te invit, urare, când va fi pus filmul, seara, sper să-l pun, ai posibilitatea să te mă uiți încă o dată, să trăiești bucuria aceea. Dialogul ăsta frumos pe care îl realizăm noi. Da? Din asta aveți foarte mult și de vocea ta, ți-o recunoști și felul care contribuie la rezolvare, că trebuie să-ți mărturisesc că din mai multe ori mi s-a, ori s-a întâmplat ca să ai inițiativă bună, nu? Să zici, hai să încercăm așa. Da. Și de ce eu vizez pe treaba asta? De aia, când mă pui în fața exercițiului pentru început, ce părere ai tu? E așa încep, nu? Da. Ce părere ai tu? Bun, mergem mai departe. Dar testul care ai tu? Testul 3. Da, testul 3. Și cred că tot așa merge ceva de asta. Da, crezi că e mai ușor? Ultimul punct. Ultimul punct. Tot 5. Tot 5. Deci testul 3. Deci 3, așa scris. Arab. Ia să vedem ce... E fac la fel ca primul care l-a făcut. Adică are numele schimbate. Adică e 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori puncte, puncte, ori 1, plus 57. Și tot așa, nu e egal cu 10, arătat că nu este pătrat perfect și determinat că nu aparține numerelor naturale, pentru care A este pătrat perfect. E la fel ca celălalt. Hai să-l vedem totuși, nu? Că dacă... Da, noi ducem la o problemă de 7. Îl lăsăm pe așa și îl fac și cum? Da, că e același lucru, ca celălalt. Așa, dacă tu spui așa, așa facem. Nu, că tu vrei să mă stresez cu adevărat. Asta ce vreau să spun. Dar poate mai de 7 stele ca cu ești. Ai? Adică tu, dar tu acum, noi avem un concurs. Vrei să rămân concurs amar de la lecția de azi. Adică să nu pot face și bucuria care am avut-o că am dat soluție. Da, mă apăcesc că am făcut la găsirea. La găsirea ta, da? Da. Deci, dacă nu ai intrat de ca
Hai să vedem. Fie a, virgulă de, virgulă ce, a, virgulă, adică. A? A, virgulă. De, de trei numere. Da. Numere naturale și... Deci, la bază, sunt numere naturale. Suma egal cu A la 4 plus B la 4 plus C. Deci, cunosc A la 4 plus B la 4. Suma egal cu. Și este și A la 4 plus B la 4 plus C la 4. Da. Care este ultima cifră a numărului S? Așa. Știind că oricare doi termeni ai sumei dau date au diferit. Ultima cifră. Deci, care este ultima cifră a numărului S, știind că oricare doi termeni ai sumei date au diferit o ultima cifră. Da. Să înțelegi, nu ieși și dacă nu înțelegi, nu poți mă apropia. Deci spune așa, să dau trei numere naturale, A, B, C. Nu le știu. Dar ne să zice să învățăm că e suma A la a patra, plus B la a patra, plus C la a patra. Și să găsim ultima cifră aceste sume. Da. Știind că oricare doi termeni ai sumei. Oricare doi termeni, A la a patra, B la a patra. Da. Au diferit ultima cifră. Adică fiecare... Oricare doi termeni... Doi termeni ai sumei date au diferit ultima cifră. Semnul întrebării. Deci fie aici, numai dată de... Care sunt ca cifra numărului S? Știm că oricare doi termeni sume date au diferit de ultima cifră. Da. Au diferit de ultima cifră. Deci dacă ne uităm la A la a patra și la B la a patra, el are aici ultima cifră, iar ăsta are ultima cifră, cifra de aici nu e aceeași cu asta de aici, da? Deci ultima cifră de aici e diferită de... Iar dacă privim la echipajul A la a patra cu C la a patra, de la a patra cu C la a patra, și ne închipuim scrierea sa, ultima cifră de aici, hai să notăm cu X, hai să zicem așa, X. Ultima cifră aici să fie Y. Da? Aici, care însemna că este X. Și din partea să fie Z, nu? Adică, X diferit de Y, care ar vrea să fie spus, spune autorul. Și dacă ne uităm la echipajul B la 4, ce la 4, B la 4, C la 4, atunci, de fapt, același lucru. B-ul este cu cine? Cu Y? Da. Și C-ul cu Z. Cu Z. Deci vine, aș zice, Y-ul. Y și puncte, puncte, Z. Și Y diferit de Z. Adică, alte cuvinte, ultimele cifre sunt distincte. Da? Da. X diferit de Y diferit de Z. Autorul putea să ne mai spun așa. Mai, aflați de ultima cifră a sumei acestea. Știm că ultima cifră a lui X Știm că ultima cifră al lui A la a patra, ca X, în comparație cu ultima cifră al lui B la a patra, ca Y, X e diferit de Y. Da. Și diferit de Z. Da. Deci, ies arătat așa.
puncte, puncte X. Da, plus la 4. Nu. Că termenul sub cu tot cu la 4. După ce am văzut, la 4. Da. Plus puncte, puncte Y. Puncte, puncte Y. Și plus puncte, puncte Z. Unde X diferit de Y, diferit de Z. X diferit de Y, diferit de Z. Da. Și dacă noi ne-am ști, ne-am adunat și am ști rezultatul X plus Y plus Z. Acum, fiind la a patra, hai să vedem pătratele ce, care sunt, care ultima cifră a pătratelor. Adică, de ridicăm un număr la a doua. Să vedem toate pătratele perfecte. Mai întâi pătratele și cum la a patra. Unul la a doua, e unul. Ultima cifră. 2 la a doua, X, 4. 3 la a doua, 9. 4 la a doua, e 6. Da, și e 4 ca... Și 5 la a doua, e 5. Da? Da. 6 la a doua, e 7, o avem. 7 la a doua, 49, 8 la 2, 64, 9 la 2, 81, și 10 la 2, 0, nu? Așadar, pătratele perfecte au ultima cifră 0, 1, 4, 9, 6, 5. Deci, mai într-o aproape 0, 1, 5, 0, 1, 5, 4, 5, hai să zic, 0, 4, 5, 6 și 9. Toate pătratele perfecte se termină în cifrele 0, 1, 4, 5, 6 și 9. Acum, fiindcă ridicăm la a patra, înseamnă că le mai ridicăm cum este odată la a doua, ultima cifră. Că el a fost, vorbește de la câta? A la a patra, care este a la a doua, tot la a doua. Și pentru la a doua am găsit pătratele așa, ultima cifră este aici. Și pentru a la a patra, mai ridicăm un pătrat la a doua pe ăsta, numele ăsta. Deci, la a doua ar fi 0, 1, 6, 4 la 4, 4, 16, cum ziceam. 5 ori 5, 25, 6 ori 6, 36, și 9 ori 91. 1, dar avem aici. Observăm că la a patra, orice număr care e la a patra, se termină în 0, 1, 6, 5, și 6 la 0, 1, 6, 5. Da. Foarte tare. Vă spun și voi. Ștefania are un fix. O vrea să mă facă de râs. Totdeauna. Asta este bucuria ei. Râs, nu? Asta face. Ce face? Își pregătește chestii foarte tare. Și de cele mai multe ori, fără nicio indicație la sfârșit. Ca eu să nu vă dormi noaptea. Asta e bucuria ei. Și acum am venit cu următorul exercițiu. Era cât pe ce am făcut totul, din ce m-am propus, dar am venit cu următorul exercițiu. Merită să-l analizați, vezi cât e frumos să spui. Dacă aveți sunt niște numere naturale, iar ies este suma A la 4 plus B la 4 plus C la 4, 2 câte 2 luate, 2 câte 2 luate, a la 4, pe la 4, ce la 4, adică termenii sume cifre, dacă îi primim 2 câte 2, au ultima cifră
merită. Deci, pericia asta, dacă o luăm și analizăm, ultima cifră de la la 4 diferită de la de la 4. La fel, luate 2 de 2 și am analizat pe câte 2 câte 2. Am zis că ar fi ultima cifră X aici, ultima cifră ar fi Y. Și deci autorul îi spune că X diferit de Y. La fel, X diferit de Z. Fapt, X diferit de Y diferit de Z, vreau să le spun ea. În loc să ne spună că ultimele cifre notate cu X, Y și Z sunt distincte două de două, adică X diferit de Y diferit de Z, el este șmecher și ne formulează două câte două luate ultimele două, ultima cifră a fiecărei perechi, ultimii 2 de 2 e luat, parcă zis, nu? Cum zice? Ultimii 2 termeni, ai omega de 1. Nu ultimii 2 termeni. Oricare ar fi. Oricare 2 termeni. Așa, oricare ar fi 2 termeni ai sumei, ultima cifră e diferită, da? Da. Bun. Mesajul a fost gris diferit de zi. Și acum, ideea este să calculăm ultima cifră a lui yes. Ultima cifră asume, știind acest mesaj. Și iată cum am pornit noi așa. Am zis, a la a patra înseamnă la a doua, la a doua. Și am vrut să văd care este ultima cifră a pătratelor. Ultima cifră a pătratelor este 0, 1, 4, 9, 6, 5. Da. Și fiindcă ăstea se ridică încă o dată la pătrat pentru a la patra, am mai ridicat încă o dată la pătrat și am văzut că 0, 1, 4, fiindcă 4, 4 fac 16, nu, aici trebuie să privesc, nu? 0, 1, 4, 5, 6, 9. Pentru situația când am ridicat la a doua. Pătratele. Perfect, este termină așa ceva. Prima linie la a doua. A la a doua. Da, deci, acolo. Asta sau asta. A doua linie... E aceeași de sus. Păi nu, mai e 3 la a doua, e 9, nu e 5. Nu, nu, nu. Păi nu, nu, n-am mai ținut corect. Dar mă organizat, le-am ordonat. E aceeași. Da? Aceeași dată dată. Le-am ordonat. Și acum ridic o dată la pătrat. Și vine 0, 1, 6, 5, 6, 1. Și atunci mă găsesc sunt la 4. Deci orice număr care ridică la 4 are ultima cifră 0, 1, 6 sau 5. Păi tare ești acum. Noi trebuie să luăm toate combinațiile câte 3. Asta e, că sunt numai 3. Da? Că numai 3 din ele. Și ce vrem să aflăm ce? Ultima, ultima cifră. Și atunci adunăm X plus Y plus Z. Cazul întâi. Deci cazul întâi. Când X egal cu 0, Y egal cu 0, Z egal cu 6. X egal cu 0, Y egal cu 1, Z egal cu 6. Da, e ultima cifră. Și atunci suma yes, va fi un număr cu ultima cifră, 7. Nu? E bine. Da. Apoi, cazul următor. Cazul 2. X egal cu 0. Deci am lăsat pe cine deoparte? Pe 5. Am lăsat pe 6. 0. Y egal cu 1. Și Z egal cu 5. Atunci ies, va avea ultima cifră? 6. Cazul 3. X egal cu... Cine lasă acum mai departe? 1. 0. Y egal cu 6. Și Z egal cu 5. Yes, va avea ultima cifră. 5 cu 6, 1. 11. Corect. Și cazul 4, că nu lăsăm pe 0 deoparte. Cazul 4. Da? Când X egal cu petrol, cu 1, Y egal cu 6,
Z egală cu 5 și atunci suma S va avea ultima cifră, va fi un număr, care ultima cifră va fi 5 cu 6, 11 și cu 1, 12. Că nu te gândești cu 1, 2, 6, 7. Deci ultima cifră este 7, am zis 6, 1 și 2. 1, 2, 6, 7. Ăsta este răspunsul. Foarte frumos exercițiu, interesant. Noi știam că pătratele se termină în 0, 1, 4. De multe ori în ieșiție se arată că un număr nu este pătrat perfect. E dacă se termină în 2, în 3, în 7, da? În 2, 3, 7 și 8. Deci când se termină în 2, 3, 7 și 8, nu este pătrat perfect. Că pătratele perfecte se termină așa ceva. Bun, ne oprim aici, da? Să oprim la sinteză. Ce am putut noi face astăzi? Hai să vedem, n-am avut niciodată sinteză și nu mai numai ce se pare aici o chestie. Suma unei progresii geometrice aceea, nu? Deci, suma unei progresii geometrice. Apoi, am arătat divizibilitate, că suntem în 4 la 13. Da. Deci o chestiune de divizibilitate. Apoi, inegalități, am arătat că suma aceea e mai mare decât 2, e mai mare decât nu știu cine, nu? Deci, inegalități. Pătrate perfecte. Ultima cifră. Ultima cifră a unor pătrate perfecte. Perfecte. Ultima cifră a pătrate perfecte. Și ultima cifră a la a patra. Da? Ultima cifră pentru a la a patra. Bun. Cam asta. La revedere!